unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost când a murit tatăl fiicei mele. Era primul și singurul meu iubit. Până în momentul ăla aveam 22 de ani și un copil de un an. Și a fost ceva năucitor, adică mi-a luat foarte mulți ani ca să-mi revin din treaba asta, dar aveam un copil. Și faptul că aveam un copil m-a ținut în viață. Sunt absolut sigură că dacă nu ar fi fost fiica mea mare, m-aș fi sinucis atunci, fără să mă gândesc măcar și fără niciun fel de regrete. Mă duceam acasă și zăceam restul weekendului în pat, gândindu-mă că sunt un monstru. De fapt, în momentul în care tu întorci spatele de la lucrurile astea pe care nu vrei să le vezi la tine, ele cresc în voie. Sunt ca niște bălării care ajung să te, până la urmă, să te cuprindă și să te transforme în altceva decât ești. Și chiar dacă tu nu te uiți la ele, ele, când au ajuns să crească mai mari decât tine, se văd. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul de astăzi este unul dintre planurile mele de vacanță care mă bucur că prinde viață. Recunosc că vara asta am citit foarte mult din ce scrie invitata mea de astăzi, Petronella Rotar. Consider că este o voce autentică, este un model care influențează în bine și care schimbă multe vieți dincolo de modestia ei. Conversația pe care o purtăm astăzi nu e deloc ușoară. Vorbește despre drumul greu, călătoria către sine, despre trezire și despre cum să trăiești egal cu tine, despre cum să trăiești autentic. Vă las să o urmăriți. Înainte de a începe conversația, trebuie să vă anunț că acest episod este prezentat în parteneriat cu De'Longhi, numărul 1 mondial în producția de espresoare. Recent, De'Longhi a lansat noul clip de imagine global, al cărui protagonist, știți deja, este Brad Pitt. Am văzut și revăzut clipul ăsta de zeci de ori și îl privesc cu bucurie de fiecare dată, pentru că totul în filmul ăsta este perfetto, from bean to cup, pentru că exact asta este experiența pe care ți-o oferă expresoarele automate De'Longhi. Dacă vrei să te bucuri la tine acasă de o cafea, precum cele preparate de un barista în cafenea, e suficientă o singură apăsare de buton. Tu îți alegi boabele tale preferate, gradul de prăjire, setezi gradul de măcinare, temperatura de extracție, tipul de băutură și cantitatea de spumă sau de lapte, apeși un buton și totul este perfetto. La tine acasă. E fabulos tot ceea ce faci tu și viața asta a ta, care a fost ca un carusel. Probabil că ca un carusel mai, mai violent, să zicem, decât al altor oameni. Cred că viața tuturor e, într-un fel sau altul, ca un carusel. Pe unii ne-a zguduit mai tare, pe alții mai puțin. Uite, mie mi-a rămas în minte, din ce am citit scris de tine, fraza asta: am trăit fiecare zi ca să mor. Asta mi se pare super puternică. Foarte dureroasă. Adică mi se pare că în cărțile tale tu ai pus multă durere, chiar și în timp ce le scriai. E adevărat asta, da, și s-a întrebat de multe ori să scriu plângând, pentru că e foarte interesant că momentul în care scrii despre lucruri care poate unele dintre ele au fost integrate în terapie, în toate lucrurile pe care cumva le faci ca să fii mai bine, în momentul în care le aduni, le așezi și le pui structurat în pagină, vin așa cu forme noi de conștientizare, dar și cu niște valuri din astea de durere care e mult mai așezată și mai mai blândă, mai ușor de suportat, dar e acolo. Și citeam de curând despre cât de importantă este compasiunea și autocompasiunea în procesul ăsta de vindecare. Și acum îmi vine în minte asta, știi, că de fapt în momentul în care scrii sau te referi la tine în perioade în care te-a durut foarte tare, plânsul ăla și senzațiile pe care sunt de fapt autocompasiune, o autocompasiune sănătoasă, pentru că doza aia
care e sănătoasă. O prea multă autocompasiune duce spre victimizare și atunci nu e foarte sănătoasă. Însă există o anumită doză de autocompasiune de care avem nevoie, fără de care nu ne putem face bine. Tu te-ai apucat de scris fără gândul de a arăta lumii ceea ce ai scris. Chiar dimpotrivă. Chiar mi se părea de nearătat lumii ce scriam eu. Și foarte mulți ani am ascuns asta și uneori râd așa ironic pentru că trebuie să admitem noi ăștia care scriem sau care performăm într-un domeniu din ăsta artistic că de fapt o facem și ca să fim văzuți, ca să fim înțeleși, acceptați, iubiți și nu ne dorim ca lucrurile astea să rămână cu adevărat ascunse. Însă de foarte multe ori ne temem de judecata lumii și atunci pentru că exista în mine erau sentimente foarte antagoniste, eu îmi doream în același timp ca lucrurile pe care le scriam să ajungă la un moment dat la oameni, dar nu în timpul vieții mele, și atunci aveam această fantezie morbidă. Bine, am avut mai multe fantezii morbide, dar asta era una dintre ele, că după ce voi muri, toate lucrurile pe care le-am scris vor fi găsite poate de fetele mele. Pentru mine era foarte important și unul dintre motivele pentru care m-am apucat de scris mai structurat a fost ca fetele mele să mă înțeleagă. Să știe povestea. Să-mi știe povestea, exact. Așa cum eu, de exemplu, nu reușisem cu mama mea. Dar n-ai avut curajul să le spui asta în față sau erau prea mici atunci? Erau prea mici și oricum nu e același lucru. Eu simțeam și totdeauna simt asta. Când scris, mă exprim cel mai bine și acolo pot să pun cu adevărat tot ce sunt și simt. Și avem această fantezie că o să găsească ce scriu eu și poate o să și publice. Și, bine, cel mai interesant lucru legat de asta era că eu stocam aceste texte într-un folder de e-mail, iar parola o știam doar eu. Deci e ca și cum ai avea 40.000 de bitcoin, dar doar tu ai ști parola și după trecerea ta, bitcoinii aia practic nu mai poate să-i folosească nimeni. Doar că la un moment dat mi-am făcut curaj. Bine, a fost un sfert de curaj, nu chiar un curaj de tot. Și pe vremea, în anii 2007-2008, când începuseră blogurile să apară și la noi și zona asta de scris pe internet nu foarte asumat, așa, mi-am făcut un blog anonim. Și am început să scriu acolo lucrurile pe care până atunci le stocam în e-mail-ul cu parolă secretă. Și așa a început. Doar că eu eram un om cunoscut, cel puțin la mine în oraș și nu numai la mine în oraș, pentru că apăream la televizor și aveam tot timpul spaima asta că o să fiu deconspirată, că cineva o să se prindă cine sunt. Și pe măsură ce vedeam că apar tot mai mulți oameni pe blogul meu și mă citesc, le ștergeam. Și... Dar pentru că mă obișnuisem cu asta și cu a citi și cu un soi de feedback de ăsta destul de în timp real, cumva, îmi făceam altul. Și nu știu, cred că am ucis vreo 5 până când am avut curaj să-mi asum identitatea. Da. Dar de unde venea frica asta? Venea din faptul că eu scriam despre lucruri despre care nimeni nu vorbea și nu scria. Scriam despre lucruri foarte dureroase, despre traumă, despre... Eram un om cu o stimă de sine foarte scăzută, mi-era foarte teamă de judecata lumii și mi se părea că lucrurile pe care le scriu eu sunt de nerostit cu voce tare. Era ca și cum aș fi stat dezbrăcată într-un... Și mi-aduc aminte că în primii ani, mai ales după ce mi-am asumat identitatea și am început să scriu cu nume și prenume, nu doar în spatele unor pseudonime, aveam un prieten care îmi număra și îmi spunea, uite, acum te citește un stadion de oameni. Și imaginea fizică pe care o vedeam, pentru că lucrând în televiziune, eu am o imaginație foarte bogată și foarte cinematografică, așa, pot să văd, și când scriu pot să văd scenele întâmplându-se cinematic, așa. Și aveam această imagine cu mine stând dezbrăcată și un stadion de oameni uitându-se la mine, unii huiduind, poate, sau aruncând în mine cu... Deci nu te gândeai la un stadion care, de fapt, o aplaudă pe Petronella, ci la un stadion care o face de râs pe Uneori, Petronella. Da, alteori, oameni care stau în tăcere, nu neapărat, nu toată lumea. Uh-huh. Și așa e și acum, să fim serioși. Și tu,
cred că simți și tu lucrul ăsta. În momentul în care ești urmărit de foarte mulți oameni, o parte dintre ei aruncă cu roșii. Absolut. Și e imposibil să-i mulțumești pe toți, să fii pe placul tuturor. E chiar nesănătos, Doamne ferește. Ar fi extraordinar de grav ca să ne placă toată lumea. Mm-hmm. Ar însemna că nu mai suntem noi, că suntem niște people pleaser duși la extrem. Dar atunci m-a afectat lucrul ăsta. Mi-a luat mulți ani de antrenament. În primul rând, antrenament cu a gestiona partea asta de popularitate și de mesaje, de comentarii care veneau spre mine și, pe de altă parte, de a mă rezolva eu pe mine și cu stima de sine, cu lucrurile care... A scrie despre experiențele tale, despre traumele prin care ai trecut, abuzuri, a fost, de fapt, scrisul a fost doar începutul călătoriei tale spre sine. Așa este, pentru că, sigur, există inclusiv dovezi științifice care arată cât de vindecător este scrisul, da? Grafoterapia face parte din instrumentele pe care le folosim în terapie de foarte multe ori. Lucrăm cu asta, mergem, ținem jurnal, o spun în cunoștință de cauză și eu chiar le-am încercat pe toate. Mie mi se pare insuficient în momentul în care lucrurile pe care le ai de rezolvat sunt foarte grave și multe. Uh-huh. Nu ajunge să scrii despre ele, pentru că ajută foarte mult, le pui în perspectivă, le poți structura mai bine, recitindu-le poți să vezi niște pattern-uri, niște tipare în comportamentele tale, în gândirea ta. Însă nu e suficient. Mie nu se pare suficient. Și te-ai apucat de terapie. Dacă stau să mă gândesc la m-am apucat de terapie, eu am fost cumva în terapie cam toată viața. Mm-hmm. In and out. Adică prima dată am ajuns în cabinetul unui psiholog când aveam 10-12 ani. Când am avut prima depresie detectabilă. Mm-hmm. Deci erai undeva în clasa 5-a, 6-a? 5-a, 6-a, da. Și foarte interesant este că omul care m-a testat atunci și care... pe vremea lui Ceaușescu, psihologii erau foarte puțini, școala era interzisă în România, era psihologul din cadrul spitalului de copii, eu aveam niște insomnii foarte puternice și eram foarte praf și mi-a devenit după aceea profesor în facultatea la psihologie. Wow. Da, și el mi-a pus atunci era psiholog clinician, mi-a pus diagnostic de depresie, mi-a dat tratament, dar nu se făcea psihoterapie pe vremea. După aceea... Adică tu luai medicamente pentru asta? Am luat medicamente pentru insomnii și pentru starea mea foarte rea, în vreme de vreo 6 luni. Dar ce provocase starea asta? Ce provocase, ce fusese vârful icebergului în clasa 6 a fost faptul că, mutată fiind din școala în care învățasem până atunci, eu am trăit la țară până după ce am terminat liceu și în primii 4 ani am făcut chiar în satul în care am crescut, de lângă Brașov. Mama mea a fost învățătoare și eram un copil foarte deștept și foarte conștiincios, care lua numai 10, evident că așa, și la noi în stat se termina școala la clasa 4, nu mai puteai să mai mergi. Trebuia să mergi la oraș. Și a trebuit să merg, nu am mers la oraș. Numai întâi am mers în comuna din care făcea parte. Eu acolo am intrat într-o clasă care era deja formată de 4 ani, care avea lider deja, și m-am dus să mă bat direct pe poziții de egalitate, cumva, cu liderul clasei. Și nu am fost acceptată. Ea era o fată, era foarte iubită de colegi, de profesori, de toată lumea, iar eram o intrusă care venea să încerce să o dea la o parte pe această lideră. Și am fost respinsă în moduri foarte brutale și nedreptățită în moduri foarte brutale, inclusiv de către profesori. Adică, mi-aduc aminte, mi-a rămas așa, traumele mele au fost că, deși aveam aproape aceeași medie de finalizare a anului în clasa 5-a,
mi-au trecut pe diplomă cu vreo 5 sau 6% mai puțin ca să poată justifica faptul că mi-au dat premiul 2. Adică a fost chiar o mânărie, ca să zic așa. Între noi erau de fapt 1 sau 2%. Ei au mai trecut ca să aibă motiv să nu pară dea că, premiul 2. Da, să-mi dea premiul 2. Pentru mine era singurul lucru care mă valida pe mine pe vremea aia. Nu eram iubită, eram bătută acasă, eram să fiu performantă la școală, era singura chestie pe care o aveam și să citesc. Oricum mi-a fost luată și asta și după ce trecusem un an prin bullying, pe vremea aia nu știam că se numește așa, și prin neacceptare și prin, na, am fost dată la o parte, nu eram acceptată în grupurile importante din clasă și se râdea de mine, eram șuntată de profesori, de copii. Ăla a fost momentul în care n-am mai avut resurse. Și simptomul cel mai important a fost insomnia. Nu mai puteam să dorm. Era pur și simplu năucitor. Mi-aduc aminte cum stăteam în pat și toată lumea dormea și eu eram singura care nu putea să se culce și nici nu aveam unde să mă duc să cer ajutor. Mm-hmm. Că dacă mă duceam să cer ajutor, să o rog pe mama, tata se trezea și mă amenința cu bătaia. Și nu aveam sprijin. Deci nu era acceptată nici acasă, nici la școală, în comunitate. Da, și atunci a fost prima cădere. Deci și atunci am ajuns prima oară la psiholog. A doua oară când am ajuns la psiholog a fost pe la 17 ani în liceu după o tentativă de suicid. Și nu se dau drumul din spital pe vremea aia decât dacă începeai un program din ăsta. Adică trebuia să te vadă un psihiatru care avea și competențe psihoterapeutice. Și mi-aduc aminte că am fost câteva ședințe, alea care erau obligatorii. A fost super interesant așa, că mi-a dat niște perspective la care nu mă gândisem la vârsta aia. Și după aceea am intrat în terapie mai asumat așa, că am simțit eu că îmi scapă hățurile din mâini. Aveam 20 ceva de ani. Prima mea terapeută era și psihiatru și ea. Și eu când m-am dus la ea, deja lucrurile erau super scăpate de sub control, în sensul în care... Tu devenise și mamă între timp? Devenisem și mamă, deci eram, da, și trecusem prin moartea tatălui fiicei mele mari și o depresie cumplită. Mi-a fost foarte greu, vreo 2 ani mi-a fost foarte, foarte greu să trăiesc după ce a murit el. Și, da, iarăși, toate s-au adunat și am avut la un moment dat o cădere majoră. Mi-aduc aminte că lucram în prop. Uh-huh. Și aveam jurnale de dat și live-uri. Ori pentru aia trebuia să te machiezi, să fii superbă la televizor, în niciun caz cum eram eu, dărâmată. Și mă duceam, mă macheam și m-a apucat plânsul și se ducea dracului tot machiajul ăla de live. După care mă duceam, mă mai macheam o dată și tot așa se întâmpla câteodată să-mi refac machiajul și de 3 ori până intram în direct. Și atunci mi-am dat seama că nu se mai poate trăi așa. Adică ajunsesem la fundul sacului de resurse și atunci am căutat ajutor. Aveam o chestie foarte interesantă, pentru că pe lângă partea asta de stare generală proastă, de depresie, de tristețe, plâns și așa, experimentam de vreun an niște tulburări digestive foarte, foarte nasoale. Și mă căutasem la toți doctorii și îmi puseseră diagnostic de colon iritabil și de nu știu ce și mă tratau, nimic nu funcționa. Și mi-aduc aminte că psihiatra și psihoterapeuta cu care am și avut atunci, până când a plecat ea din țară, am lucrat. Nici nu știu cum am ajuns să-i spun chestia asta, dar sau poate că m-a întrebat. Și mi-a zis, păi știi, e de la anxietate și depresie. Și am zis, ei, what the fuck, așa nu există. Și mi-a dat un tratament antidepresiv, care mi-a făcut foarte bine. Adică m-a putut echilibra chimic ca să pot să lucrez și să-mi revin. De-a doua zi. Wow. Deci de-a doua zi eu n-am mai avut colon iritabil, n-am mai avut probleme digestive. Deci ți-ai mințit și corpul, ți-ai mințit și creierul. Asta se întâmplă. Cu pastile. Așa. Dar asta nu tratează. Sigur, nu. Tratează simptomul. Nu tratează cauza. Dacă nu tratezi cauza, de principiu ori rămâi pe tratament toată viața, ori... când oprești tratamentul, se pot întoarce simptomele. Sigur că reglarea chimică a creierului e foarte importantă și noi în momentul ăsta ne confruntăm cu o abundență de mituri din zona asta de psihiatrie. Aud oameni care zic, păi îmi scriu, mă întreabă,
clienți cu care lucrez, zic, ce părere ai despre, o să mă facă legumă, o să... Nu. În zilele noastre, tratamentele sunt foarte, sunt foarte moderne, dozajele pot fi foarte, foarte bune și de cele mai multe ori, ca să ieșim dintr-un impas din asta foarte, foarte complicat și ca să ne echilibrăm chimic creierul, ca să putem lucra după aceea în terapie, că nu poți, dacă tu ești într-o stare atât de precară din punct de vedere fizic, e foarte greu să fii atent, să fii prezent în, inclusiv în procesul terapeutic. Adică tu ai avut momente în care ai fost ceea ce în limbaj popular se numește legumă și atunci când ești legumă e foarte greu să... Exact, asta le și spun, că mai degrabă ești legumă când ești într-o depresie majoră sau într-o anxietate care nu-ți permite să ieși din casă, de exemplu, decât când ești pe pastile. Pastilele, de fapt, te ajută să ieși din starea aia în așa fel încât să poți să-ți reiei frâiele vieții și să începi să lucrezi cu treaba asta. Eu am fost pe pastile, din punctul de vedere de... Am fost de 2-3 ori în viața asta, a trebuit să mă întorc la tratament. Am avut o vreme în care chiar am crezut și mă presenasem cumva. Uh-huh. Că va trebui să iau o anumită doză de tratament, fie anxiolitic, fie antidepresiv, toată viața. Și zic, dacă asta e nevoie ca să fiu mai bine, acceptasem și treaba asta. Iată că n-a fost nevoie de treaba asta. Însă zic eu că partea asta de psihiatrie trebuie să meargă mână-mână cu psihoterapia. Atunci când lucrurile sunt foarte, foarte, foarte grave. Cum era în cazul meu. Și atunci am început. Ăla a fost momentul în care am început mai serios terapia, doar pentru că aveam lucruri grele și noi numim asta rezistență la terapie. Am ieșit de câteva ori de acolo, adică n-am stat... am intrat când lucrurile deveneau mai rele... Și pot să zic că a fost un proces care a durat așa și care cred eu că durează toată viața. Acum, cred că fraza asta cu care am început conversația, am trăit fiecare zi ca să mor, cred că o înțeleg mulți dintre cei care ascultă sau se uită la podcastul ăsta, dar ai avut un moment în care ai fost, nu știu cum se zice în românește, nu cred că avem o expresie atât de puternică cum în engleză. Rock bottom. Adică pe fundul oceanului, pe fundul mării. Când ai ajuns jos de tot. Am avut mai multe momente de felul ăsta. Am avut unul dintre cele mai grele momente din viața mea a fost când a murit tatăl fiicei mele. Era primul și singurul meu iubit. Până în momentul ăla aveam 22 de ani și un copil de un an. Și a fost ceva năucitor, adică mi-a luat foarte mulți ani ca să revin din treaba asta, dar aveam un copil. Și faptul că aveam un copil m-a ținut în viață. Sunt absolut sigură că dacă nu ar fi fost fiica mea mare, m-aș fi sinucis atunci, fără să mă gândesc măcar și fără niciun fel de regrete. După aia a mai fost un moment destul de greu când imediat după ce am fost îngropată sub o avalanșă în 2007, când am trecut peste episodul ăsta ca și cum n-ar fi fost foarte important. N-am stat să mă gândesc la ce mi s-a întâmplat. Am fost salvată, am trăit și n-am stat să metabolizez ceea ce mi se întâmplase. Și la scurtă vreme după au început niște atacuri foarte violente de panică. Și perioada pentru că tu nu rezolvase de fapt momentul ăla. Da, normal, pentru că prin ce am trecut eu era îngrozitor și foarte puțini oameni scapă după ce au fost îngropați de vii sub o avalanșă. Dar eu n-am stat să mă gândesc la asta. E un mecanism ăsta de supraviețuire. Am început să mă ocup de alte lucruri și am îngropat complet. Ca cum m-a îngropat mine avalanșa, am îngropat eu episodul. Numai că creierul meu emoțional foarte zguduit și care a știut până ce am trecut eu prin supraviețuirea aia cumplită, a început să se revolte și am avut niște atacuri super violente de panică pe care le făceam în direct la televizor, la volan. Eu am avut ani întregi în care n-am putut conduce singură pe distanțe lungi. Trebuia să fie cu cineva cu mine în mașină. Adică dacă plecai de acasă la Brașov, nu te urcai la volan până în București? Nu. Pentru că făceam la volan și făceam niște atacuri foarte, foarte violente, în sensul în care veneau cu senzație de depersonalizare, cu amețeală, cu puteam să mă pun pe mine și pe alții în pericol. Eram suficient de conștient încât să nu fac asta și nu făceam lucrul ăsta.
Și m-au invalidat foarte mult. Era, mi-aduc aminte că a fost o perioadă în care intram la jurnalul de ora 13, lucram la Realitate atunci, și pentru că acolo se declanșase cel mai puternic și primul dintre atacurile mele de panică. Și atacurile de panică așa funcționează, apare teama că vor reapărea în aceleași contexte și că asta le face și așa de invalidante, uh-huh, și de îngrozitoare. Și aveam o pastilă, un anxiolitic, pe care o țineam pe pupitru. Știind că o am acolo, aveam confortul psihic că am ce face. Era o pastilă pe care o puneam sub limbă și care încâte până rula o știre, uh-huh, o beta, până ajungeam din nou eu în... ajungea să puteam să mă liniștesc, știi? N-a fost cazul să o iau niciodată, însă nu aveam curaj să intru fără pastila aia pe post. Și a fost iarăși o perioadă foarte, foarte grea pentru mine, pentru că venea la pachet cu foarte multe lucruri, cu pierdusem înainte job, pierdusem relația în care eram cu tatăl fiicei mele mici, cu foarte multă pierdere și cu pierdere de control asupra. Și atunci atacurile de panică s-au instalat. Au fost. Da. Au fost momente de astea, mai multe, cred că, de rock bottom. Da, ai înțeles de ce ți s-au întâmplat toate lucrurile astea? Pentru că majoritatea oamenilor care trec prin astfel de situații spun că nu au noroc, că așa e soarta, că universul a fost crunt cu ei, că e vina altora. Se întâmplă că astfel de evenimente sau șir de evenimente să fie provocat chiar din interiorul nostru? Sigur că da. Și unul dintre rolurile foarte importante ale terapiei este să resemantizăm, să recadrăm evenimentele din viața noastră și să ne rescriem narațiunea pe care ne-o spunem despre viețile noastre, fiindcă trecutul nostru, să fim serioși, este o poveste pe care ne-o spunem și contează foarte tare tonul și cuvintele pe care le folosim. Iar eu mi-am rescris foarte mult și e lucru care pe mine mă ajută să fiu bine astăzi. În primul rând, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am înțeles despre viața mea și despre mine este că eu eram într-o poziție cronică de victimă. Oricând ești într-o poziție cronică de victimă și acolo ajungi pentru că ai avut niște împrejurări cu adevărat nefavorabile pentru de viață. Pentru că ai fost o victimă în copilărie, ai fost victima tatălui tău. Și a mamei care nu a făcut nimic să mă salveze din situație. E complex, uh-huh, da? Lucru cu care sunt super împăcat astăzi. Eu cu mama am fost în terapie, avem o relație foarte bună. E unul dintre sprijinele cele mai importante în viața mea, uh-huh, cu mama mea. Dar n-a fost așa întotdeauna. Am avut o relație foarte proastă cu mama. Și când ești în poziție de victimă cronică și te uiți la viață, așa cum spui tu, cu perspectiva asta, că ție ți se întâmplă numai lucruri, că n-ai noroc, că... Și am trecut și eu până asta, evident, pentru că uitându-mă la șirul de evenimente din viața mea, doar nu era să cred că eu am noroc în viață. Evident că am început să cred că n-am noroc, că sunt menită să fiu nefericită, că toate lucrurile astea. Și atunci, fără să vrem, intrăm în situații care să ne confirme și să ne reconfirme la nesfârșit scenariul ăsta de victimizare, acționăm dintr-o poziție de victimă. Mm-hmm. Și mai mult decât atât, energia, și când zic energie, nu mă refer la ceva care ține de bioenergie sau de ceva, ci tot ce emanăm noi prin felul în care vorbim, felul în care ne purtăm, poziția corpului nostru, toată zona asta de non-verbal, face ca să ajungem în situații în care prădătorii să ne poată identifica. Este exact ca natură. În primul rând că victimele au nevoie inconștient de prădători ca să-și reconfirme poziția de victimă, iar prădătorii au nevoie de victime. Și atunci... Deci dacă noi avem impresia despre... Fiecare are impresia că e o victimă, atunci cu siguranță, și ne spunem povestea asta în fiecare zi, la un moment dat lumea ne va vedea așa. Așa este. Avea un dintre artiștii din Brașov... în momentul ăsta, uite, mi-aduc aminte numele lui, un meme foarte mișto, care zicea: "If you act like a wire, a loopy will come." Yes, I know this quote. Și așa este, din păcate, și în viața de zi cu zi. Pe de altă parte, nu trebuie să excludem faptul că viața are niște componente din astea de randomness, de întâmplare, de...
n-aș putea niciodată să internalizez ideea că e vina mea că a murit sau că am avut vreun fel de responsabilitate sau de implicare în faptul că a murit omul ăla sau că sigur că și mi se pare idealist și greșit să ne imaginăm că viața e dreaptă, că iată ce se întâmplă. Există multă întâmplare și inclusiv noroc în circumstanțele de viață în care naștem, în contextul geografic, cultural. Eu sunt o femeie care are dreptul să se exprime, să fie cine este ea, dar mai încolo cu câteva țări, femeile alea din Afganistan, de exemplu, iată ce li se întâmplă. Ce-au făcut ele sau ce-am făcut eu ca să fim în situația asta? Trebuie luat în calcul, în mod clar, și acest... Context. Dar e important și de văzut care e contribuția noastră la viața noastră. Și cum ai schimbat tiparul ăsta? Pentru că una dintre cele mai puternice cărți pe care le-am citit eu în ultimul an, și citind cartea asta, am citit-o întâi în engleză, se numește A Radical Awakening, a lui Dr. Shefali, dacă o știi. Am și adus-o cu mine, e tradusă și în română, trebuie să apară zilele astea. Se numește Cartea femeilor care merită mai mult. Ea este un personaj fabulos. N-am citit cartea. Care și-a rescris cumva, și-a trăit viața după tipare și-a rescris-o undeva în zona vârstei de 40 de ani. Și a spune că de fapt noi nu trăim o viață, trăim mai degrabă niște tipare. Și tu vorbești despre tiparul ăsta. Și tiparele astea vin din copilărie. Tot în cartea asta ea vorbește despre erodarea solului. Mă rog, erodarea sufletului în românește. Erodare care începe în copilărie, unde începem să ne îndepărtăm de ceea ce suntem noi autentic. Ne îndepărtăm că preluăm de... modele. Absolut natural, suntem niște bureți care absorb și absorb ce este în jur. Nu au cum să absorbă lucruri care nu sunt în proximitate. Ne îndepărtăm de sine, ne construim fiecare dintre noi un ego mai puternic, mai... Și o persoană, așa. Mai slab. Un personaj pe care îl prezentăm lumii. Și cumva, după tiparele astea, cu ego-ul ăsta și nu cu sinele nostru, ajungem să trăim toată viața și să suferim, să trăim în această suferință. De-aia voiam să te întreb, cum ai spart tu tiparele astea? Pentru că această călătorie a ta către sine a fost lungă. Poate că a început cu scrisul, dar a continuat și cu terapie și apoi, urmând să te înscrii, să faci facultate de psihologie. Cum ai început să spargi tiparele? Știi cum spargem tiparele? Având curaj să stăm față în față cu noi înșine cei adevărați. Prin autocunoaștere reală. Pentru că nu doar trecutul nostru e o narațiune pe care nu spunem, ci și cine suntem noi. Și unul dintre cele mai grele lucruri care se întâmplă în terapie, asta e și motivul pentru că unul dintre motivele pentru care fugim de terapie este că știm că o să le doară, fiindcă ne vom întoarce acolo unde a durut. Pentru că fugim de adevăr, da. Ne e frică să aflăm adevărul. Să aflăm adevărul despre noi înșine. Pentru că dacă stai și asculți pe oameni, pentru mine este un exercițiu fascinant. Oameni cu care lucrez poate în grupuri sau oameni pe care îi cunosc pur și simplu și pe care îi observ în comportamente și așa. Dacă te uiți la oameni, la ce spun despre ei și la ce fac de fapt și cum sunt de fapt, este aproape întotdeauna o ruptură uriașă între cum cred oamenii că sunt și se prezintă și vin să cumva să te convingă pe tine că sunt și cum sunt în mod real. Și una dintre cele mai grele chestii pe care le poți face în viața asta este să stai în oglindă, gol, în mod real, în fața ta. Și ăsta e un proces care se întâmplă în timp. E foarte greu să ajungi în scurt timp, dai la o parte cojile de ceapă și ea și te uiți la tine, e insuportabil. Îmi aduc aminte că au fost momente în care... Deci îmi amintesc că erau momente în modulele de terapie de grup. Pe mine cel mai mult în viața asta m-a ajutat pe terapia de grup. În primul rând pentru că îți spune, lucrând cu alți oameni, primești oglinzi, te regăsești în oameni,
Vezi că nu ești singur în durerea ta, dar mai ales partea asta de oglindit. Și pentru, la un moment dat, într-o perioadă, mergeam la niște module de terapie din astea foarte intense pe niște teme date. Relația cu mama, umbra lui Jung, partea aia întunecată din tine la care nu te uiți niciodată. Și mi-aduc aminte că erau momente în care, după un weekend de lucru intens, după, nu știu, aveam 6-8 workshop-uri, una după alta, lucrurile pe care le descopeream despre mine lucrând, mai ales în metoda asta cu care lucrez și eu, în care mă specializez în psihodrama, care pare așa o chestie foarte funny, ne jucăm, interpretăm roluri, iar asta te face să lași barierele cognitive jos, pentru că intri în emoțional și în joc și nu-ți dai seama ce poate ieși de acolo. Mă duceam acasă și zăceam restul weekendului în pat, gândindu-mă că sunt un monstru. Că ce credeam eu despre mine nu e nimic adevărat. Era foarte, foarte greu să stau față în față cu mine și să accept că eu sunt în stare și de aia, că am făcut și aia, că am simțit asta, că am gândit lucrurile. Erau tot felul, mai ales când lucram pe aspecte inacceptabile ale sinelui. După care mi-am dat seama că adevărul întâi doare. Și vorba aia, întâi te doare, după care te eliberează, dar întâi ți-o dă foarte dureros. Mi-am spus că, de fapt, în momentul în care tu întorci spatele de la lucrurile astea pe care nu vrei să le vezi la tine, ele cresc în voie. Sunt ca niște bălării care ajung să te, până la urmă, să te cuprindă și să te transforme în altceva decât ești. Și chiar dacă tu nu te uiți la ele, ele, când au ajuns să crească mai mari decât tine, se văd. Se văd în comportamente, se văd, ceilalți oameni le văd. Poate tu te orbești la ele, dar ceilalți le văd. Și că e mult mai sănătos, chiar dacă e dureros la început, să te întorci cu fața spre ele, să le accepti și să le ții sub control. Odată ce stai cu fața, le poți plivi, poți... ele nu mai pot crește în neștire așa și să te năpădească. Și ăla a fost un lucru foarte, foarte eliberator pentru mine. Și ăla e momentul în care poți schimba tipare. Momentul în care ai curaj să te uiți la ele. Ai curaj să te uiți la tine. Să vezi cine te-ai transformat cu adevărat. Nu povestea pe care tu spui despre tine seara când te culci ca să poți dormi mai bine. Sau povestea pe care o spui altora. Și după aceea o muncă conștientă. Odată ce devii conștient de ele, intri în partea aia de auto-observație. Începi să fii atent la tine. Le vezi când apar. Începi să le ții sub control. Și încet, încet faci shift-ul. Ușor, 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 în mod conștient. Și e un efort. Pentru că mintea, și asta este marea veste a secolului 21, nu, în neuroștiință, este că mintea e foarte plastică. Neuroplasticitatea e un concept nou în psihologie. Oamenii credeau că nemor neuronii, nu mai e ce să mai și faci. Și încă foarte mulți, inclusiv medici, cred că nemor neuronii, adică ne naștem. Dar ne și mor. Așa este, e adevărat, dar neuroplasticitatea într-adevăr a demonstrat și atunci, științific că și atunci, mai avem o șansă. Exact, și atunci practic ce facem este să, nemai mergând, fiindcă suntem conștienți pe căile bătătorite ale creierului, că creierul, noi avem senzația că treaba creierului este să ne facă fericiți, ba să ne slujească. De fapt, creierul, treaba lui cea mai importantă este să fie eficient. Cum ești eficient? Protejându-te de la multe efort, da? Prezervând resursele, nu folosindu-le, cheltuindu-le în neștire. Și atunci creierului îi plac căile bătătorite, lui îi place, nu îl bagi în... Și corpului nostru la fel, mă rog, exact. Fiind în strânsă legătură. Exact. Și atunci ce trebuie, ce poți face din punctul ăsta de vedere este, odată ce ai aflat adevărul, ți-ai aflat tiparele, ți-ai aflat lucrurile care nu-ți plac, poate și pe care vrei să le schimbi, să devii conștient, să le observi tot timpul, să fii în auto-observație și să le faci altfel. La început e un efort, după care se bătătoresc aceste căi noi și creierul începe să meargă automat pe ele pentru că îi devin familiare. Dar la început în cât e un pic timp greu. Sau cât exercițiu, câtă muncă este pentru a schimba un tipar vechi, bolnăvicios, cu acum un tipar există nou. Studii care zic că în 29 de zile îți poți implementa un obicei dacă îl tot repeți. Altele 60. Da. Din punctul meu de vedere, eu zic că este o muncă care la început fie mai intensă, dar după aia care cam ține. Adică e foarte ușor să aluneci în vechi obiceiuri și în... Dar
se poate întâmpla și eu n-aș putea să spun acum exact cât mi-a luat mie, pentru că a fost o muncă care a durat ani întregi, eu am lucrat în paralel la foarte multe lucruri. Ce pot să spun este că au fost momente în care mi s-a părut că n-am schimbat nimic, că sunt tot acolo de unde am pornit, dar partea mișto este că în terapie lucrăm cumva în spirală. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că temele mari din psihoterapie sunt aceleași, da? Trauma, relația, abuzul, relația cu mama, relația cu tata, relația cu banii, relația cu diverse lucruri din viața ta. Și pe ele ajungi să lucrezi, tot ajungi să lucrezi. Doar că dacă la început ai lucrat din baza spiralei, pe măsură ce înaintezi și te vindeci și lucrurile merg mai bine, observi, da? Opa! Acum am reluat tema asta și văd progresul pe care l-am făcut. Ce ziceam, ce făceam, cum eram în momentul în care am început să lucrez la bază. Și atunci vezi progresul. Iar, revin, lucru în grup e fantastic pentru că poți să vezi oglinzi, poți să vezi oameni care răspund sau se comportă sau fac aceleași lucruri pe care le făceai tu, dar pe care tu nu le mai faci în momentul ăsta. Adică acolo vezi, de fapt, că... Progresul și vezi tiparele. Și vezi tiparele, da. Și atunci, mie mi-a luat niște ani, adică dacă, apropo de fraza cu care ai început tu, eu foarte mulți ani mă programasem cumva ca undeva pe la 50 de ani să mor. Mă gândeam că 50 de ani e o vârstă la care fetele mele sunt suficient de mari încât să se descurce singure și să nu le provoc o traumă atât de mare murind. Nu mă gândeam să mă sinucid. Am exclus sinuciderea definitiv din viața mea în momentul în care mi-am dat seama că ce traumă teribilă ar fi pentru copiii mei și atunci n-aș fi putut niciodată să-mi asum asta. Am avut atâta minte în cap încât și luciditate încât să nu mai iau în calcul asta niciodată în mod serios. Mă întorceam cumva la gândul sinuciderii ca la o plapumă caldă așa din când în când. Adică faptul că aveam această opțiune cumva și că dacă la un moment dat ar fi fost viața atât de insuportabilă, aș fi putut să fac exitul, era un gând reconfortant, adică mă mai puteam întoarce la el. N-am mai făcut-o de foarte mulți ani, dar a fost... Dar asta era povestea pe care tu ți-o spuneai, că la 50 de ani... Da, că la 50 de ani pot să mor, da. Și cumva mă uitam așa la ceas să văd cât mai am până acolo, pentru că durea, era greu, a fost foarte greu în cea mai mare parte. Adică viața era pentru tine o suferință atât de mare încât voiai să termin îndatoririle. Exact, să-mi termin treaba și după aia să mă pot duce să mă odihnesc, să-mi văd... Cumva îmi imaginam că ăla-i capătul tuturor suferințelor și că pot să plec din viața asta și să-mi găsesc liniște. Adică tu nu trăiai pentru tine. Nu. Trăiai pentru fetele tale. Știai că ai o îndatorire față de ele. Și mă gândeam că 50 de ani e o vârstă potrivită să plec. Și cum ai învățat să trăiești și pentru tine? Lucrând foarte mult și descoperind, în primul rând, vindecând toate durerile alea, ca să nu mai fie atât de acute și de greu de suportat în fiecare zi. Întorcându-mă cumva dinspre, pentru că privirea mea era spre moarte. Era, spun asta în cartea mea Privind înăuntru, eu eram întoarsă spre moarte. Chiar eram, sufletul meu, psihicul meu, toate erau întoarse spre moarte. Eu nu eram întoarsă spre viață. Și a fost un întreg proces să las moartea și să-mi închei socotelile cu partea asta, cu doliu, și să mă întorc spre viață, să văd ok ce e acolo. Cred că m-a salvat foarte mult și curiozitatea. Sunt un om foarte curios. Și cumva am început să zic ok, hai să vedem. What's next? Și pe măsură ce am descoperit bucuria de a trăi și că pot trăi în prezent, fără să mă mai duc bani trecut, bani viitor, și că trăitul în trecut e treaba depresivilor și a viitoare a anxioșilor. Eu le-am vântele pe amândouă, pendulam între ele. Și început să trăiesc în prezent și am început să mă bucur de lucruri foarte mici. Am început să-mi dau voie să, odată ce am început să simt durerea plenar într-un spațiu de siguranță cum este cel de terapie, am putut să-mi dau voie să
trăiesc și bucuria la, la maximă intensitate, pentru că e foarte interesant, când, când trecem prin traumă, unul dintre mecanismele de supraviețuire pe care le avem și fără de care n-am putea, chiar n-am putea supraviețui, din punct de vedere emoțional, este să ne dăm mai încet emoțiile, să ne înghețăm. Numai că, din nefericire, nu putem să dăm mai încet doar emoțiile negative, și când alea, să le trăim pe alea pozitive la intensitate maximă. Dăm totul mai încet. Ne înghețăm din toate punctele de vedere. Eu nu eram în relație, nu eram în corpul meu, nu trăiam în corpul meu. E unul dintre răspunsurile la traumă, mai ales la trauma sexuală. Ca să putem supraviețui momentelor de traumă sexuală, tăiem legătura cu corpul ca să și începem să trăim în minte. Te referi la abuz. La abuz, da. Și atunci am reluat, am reintrat în corpul meu, am început să fiu în contact cu mine însă. Toate astea, muncă. Și în momentul în care am început să mă bucur de, de viață și să o trăiesc și să pot să mă imaginez pe mine bătrână la 80 de ani și trăind bucuros până la 80 de ani și având sens și scop, cred că asta a ajutat foarte, foarte mult. În momentul în care am început să scriu asumat despre lucrurile astea și o grămadă de oameni au început să, să-mi scrie și să-mi spună în ce fel îi ajută pe ei. Să mă citească și să-mi spună după o carte pe care au citit-o, poate că au ieșit dintr-o relație abuzivă. Cred că romanul meu Orb este tot vin spre mine feedback-ul ăsta. Este vinovat de multe divorțuri. Pentru că vorbește despre relații abuzive și femei care au citit, dar și bărbați, nu doar femei, au avut curaj să plece de acolo, din locuri în care nu știau cum să plece. De-aia zic că, citind cartea asta a lui Dr. Șefali, tradusă în românește, Femei care merită mai mult, mi-am adus aminte exact de povestea ta din Orb, despre cum să trăiești în niște într-o matrice și apoi să te trezești și să schimbi matricea. Este dureros. Foarte eliberator. Dar foarte, foarte, nu e o carte, e o carte ușor de citit, dar nu e o carte ușoară, pentru că, vorba ta, s-ar putea să existe multe cazuri de despărțiri, divorțuri. Da, există. Din păcate, în România, abuzul este foarte, foarte prezent în viețile noastre, dar de toate tipurile. Tu ai repetat relația asta toxică pe care ai avut-o cu tatăl tău, ai repetat-o și în relațiile în feluri diferite, da. Da. În feluri diferite, că nu... Că asta e foarte interesant și cred că unul dintre motivele pentru care am scris Orbi a fost asta, că noi avem senzația că abuzul în relație este doar fizic. Dacă nu te bate, nu te abuzează. Ori nu e adevărat. Abuzul psihologic are exact aceleași urmări asupra psihicului ca abuzul fizic. Și în moduri mai subtile și diferite am repetat. Fie că am fost în relație cu un bărbat indisponibil emoțional care s-a deconectat de la mine just like that. Fie că am fost într-o relație cu un bărbat extrem de gelos și abuziv din punctul ăsta de vedere. Am repetat. N-au fost aceleași lucruri, însă senzația era aceeași, familiară. Asta căutăm până la urmă, știi, în viață. Familiaritatea. Creierul are nevoie de familiar pentru că acolo se simte cel mai bine. Oricât de dureros ar fi, dacă e familiar, creierul zice, aici ai de vină. Deci te-ai confruntat cu toxicitatea asta masculină mult timp. Da. S-a întâmplat lucrul ăsta. La maturitate. S-a întâmplat lucrul ăsta. În același timp, eu cred foarte puternic și că pe măsură ce îți dai seama de lucruri și evoluezi, dacă ai parte de parteneri care sunt pe aceeași pagină, cumva, te poți vindeca în relații. Și în același timp... Tu ai scris asta la un moment dat, nu știu dacă ai citat pe cineva, că ne naștem dintr-o relație... Helen Hunt spune asta, da, așa este, da. Ne naștem dintr-o relație... Suntem răniți în relație și ne vindecăm, și ne vindecăm într-o relație. Da. Crezi în, este în puterea... Absolut. Și unul dintre motivele, pentru care munca mea preferată este munca cu grupurile. Pentru că acolo se creează relații într-un mediu de siguranță care le permite oamenilor să se vindece și să-și găsească
corespondenți cu oamenii din viețile lor deci reale. Te poți vindeca într-o relație de grup, așa cum spui tu, dar într-o comunitate și într-o relație de cuplu? Și eu în același timp eu sunt recunoscătoare tuturor bărbaților din viața mea, pentru că toți m-au învățat și m-au ajutat să vindec niște lucruri. N-a existat nicio relație din care eu să nu plec cu o grămadă de lucruri importante pentru evoluția mea. În primul rând că nu am niciun fel de ranchiună și de sunt în relații bune cu ei, dar chiar le sunt recunoscătoare pentru că m-au învățat și relația cu ei m-a învățat să fiu cine sunt astăzi. În foarte multe feluri. De la mi-am vindecat o grămadă de probleme fiind dar vreau să spui, care e relația cu tatăl tău? Am citit o postare, de fapt am văzut o poză cu tine și cu părinții tăi și era un text despre faptul că nu ești fanul iertării. Sau că iertarea nu e suficientă. Iertarea așa cum este propovăduită cumva la noi. Pentru că oamenii au senzația că iertarea presupune cumva din punctul meu de vedere iertarea presupune să te pui într-o poziție de superioritate față de cel pe care îl ierți. Ori eu am reinterpretat cumva chestia asta. Mie mi se pare că de ce avem nevoie și de ce am avut eu nevoie a fost să mă împac, să-mi integrez și să mă împac, nu să iert pe cineva. Din ce poziție iert? Adică îl iert pe tatăl meu pentru că și automat eu sunt mai bun decât el. Exact, exact. Asta înseamnă să fii superior. Exact, exact. Și eu nu cred că suntem mult mai buni unii decât alții. Suntem cu toții niște oameni răniți care se rănesc în interacțiunile și în lor. Și cel mai bun lucru pe care putem face pentru noi este să ne împăcăm cu ceea ce ni s-a întâmplat. Să facem pace cu trecutul. Să, cum zice doctor Yalom, să renunțăm la speranța unui trecut mai bun. Pe mine a fost una dintre frazele care mi-a marcat cumva existența. Pentru că noi tot prin ranchiună, toate sentimentele pe care le cultivăm, remușcări, vinovăție, prin tot felul. De fapt, noi sperăm că putem cu sentimentele astea inconștient să facem ca trecutul să fie altfel. El nu este altfel. Va rămâne întotdeauna așa. Trebuie să renunțăm la speranța asta. Longhi, perfetto, from bean to cup. Ce ai împăcat tu cu tatăl tău? Cu ajutorul terapiei. Când a murit tata în decembrie, am avut, dincolo de tristețea și de doliu inerente și de toate lucrurile astea, am avut, după foarte multe eforturi, am reușit să vorbesc cu el, chiar înainte să moară. În sensul care eu i-am vorbit, el era intubat și oricum nu mai vorbea pentru că a avut un AVC în urmă cu 11 ani care l-a lăsat afazic, nu mai putea să vorbească. Însă, unul dintre sentimentele pe care le-am avut după ce am reușit să vorbesc cu el și după ce s-a dus, a fost ăsta, că am reușit să fac pace la modul cel mai autentic cu tata, că l-am înțeles. Că am putut să-l iubesc fără ranchiună, fără să-i port niciun fel de resentiment, de... Bine, a ajutat foarte tare și faptul că... Au fost ani în care n-ai vorbit cu el? A fost doar o bucată foarte scurtă în care nu am vorbit cu ai mei, în perioada aia foarte tumultuoasă de post-adolescență. Însă a fost foarte interesant că tata a fost un tată bun pentru mine în momentul în care am devenit mamă.
Știi? Apropo adică de tipare. Bunic. Și bunic și tată pentru mine. Apropo de tipare, pentru că nu arhetipal așa vorbind, ce s-a întâmplat cu femei în, femeile în societate? Ele aparțineau tatălui până în momentul în care deveneau mamă și soții. În secunda aia deveneau ale altcuiva și tata nu mai avea control asupra lor. Ei bine, la mine chiar așa a fost. Dintr-un... De teamă să nu te piardă, Nu cred că de teamă. Cred că e ceva atavic așa, cred că sângele și cu tot tiparul ăsta cultural a făcut ca tata să nu se mai comporte cu mine ca cu un copil, în momentul în care am avut un copil. Și a devenit un tată foarte suportiv așa, adică m-a ajutat cu foarte multe lucruri, avea grijă de fete, a fost un bunic foarte bun pentru fetele mele. Și atunci asta a ajutat foarte mult. Sigur că eu aveam în spate toată durerea aia și așa, dar în momentul în care m-am dus în terapie, în momentul în care am început să-mi lucrez toate lucrurile astea, având un tată care în momentul ăla îmi arăta și afecțiune și suport, a fost foarte ușor, de fapt, să fac lucrul ăsta. Să-l ierți sau, mă rog, să mă împac. Să te împaci. Da, să mă împac cu el, să mă împac cu trecutul meu, să mă împac cu lucrurile. M-am dus... Una dintre formările pe care le fac este de psihogenealogie, pentru că eu însă mi-am lucrat pe partea asta. M-am dus pe arborele genealogiei să văd ce s-a întâmplat cu tata. De ajuns să fie bărbatul pe care l-am cunoscut eu când m-am născut în familia mea și care a fost un om violent și tulburat și nervos tot timpul. Și m-am dus să înțeleg mai departe, ok. El prin ce a trecut. Și de asta a avut și el parte? Și mai rău, da. Și m-am dus să-mi înțeleg cumva trecutul mai extins așa, pentru că noi ne oprim de foarte multe ori doar la relația cu mama și cu tata, dar ca să putem să ne punem în locul lor, să-i înțelegem pe ei, trebuie să mergem mai departe, să vedem lor ce li s-a întâmplat când erau mici, cum au putut să-și gestioneze. Și cumva, în relația cu ai mei, atât cu mama cât și cu tata, a fost un moment, apropo de lucrurile alea importante pe care le înțelegi când stai față în față cu tine și te uiți cu adevărat la ce faci și cine ești, mi-am dat seama că eu nici în toți anii mei de adult, eu nu le-am dat o șansă părinților mei de reconciliere. Pentru că întotdeauna relațiile dintre oameni au două capete. Nu e, responsabilitatea nu e la unul singur. Și poate că ai mei, și nu că poate, sigur, ai mei s-au străduit să repare lucruri, au încercat să vină spre mine cu, iată, tata, mama în felul ei, fiecare, așa cum putea. Fără să spună că îi pare rău pentru comportamentul abuziv din copilăria ta. Dar au încercat să vină spre mine. La mine era zid, n-aveam unde să ajungă. Și când am înțeles asta, că nici eu n-am permis și că ține și de mine să arunc cumva... Năvodul în apele alea și să văd ce pot să pescuiesc de acolo ca să ne ajute, ăla a fost momentul în care am putut să-mi repar relația cu ei mei. Iar cu mama am mers chiar mult mai departe, cu mama am fost în terapie împreună. Cum a fost terapia cu mama? Nu te întreb cum ai convins-o să mergeți la terapie, dar cum ați ieșit de acolo? Păi, în primul rând... Cum se poate schimba relația, mama? Mama a fost expusă. În cazul meu, mama a fost expusă la... Ea apucase să integreze cumva și a fost expusă la toată durerea mea, pentru că eu scriam despre asta și ea citea. Și a fost greu și a avut timp cumva să tot digere lucrurile pe care... Și a și simțit vina, bănuiesc. Nu, scopul meu n-a fost niciodată ca mama mea să simtă vina. Dar asta nu înseamnă că n-a simțit-o. Probabil că a simțit-o, dar nu ăsta a fost scopul meu. Scopul meu a fost să scriu despre lucrurile alea ca să pot să mă eliberez pe de-o parte, pe de-altă parte ca să, să fiu autentică. Când i-am spus că aș vrea să vină cu mine și să lucrăm împreună, a fost super deschis. Și a venit și am lucrat și am văzut acolo, am lucrat chiar psihodramă cu mama și am văzut-o cum mă privește, intrând în toate rolurile alea, a avut puterea să simtă durerea pe care o simțea. Și încet, cred că ne-a luat un an așa cu totul, din momentul în care eu i-am scris prima dată celebra scrisoare către mama,
și pe care a primit-o și a primit-o într-un mod neașteptat de bine pentru mine. Mă așteptam să fie foarte defensivă, să nege sau lucrurile pe care le spuneam. Asta o mai găsim pe blogul tău? Scrisoarea către mama? O parte din ea, da. Și este în toată povestea relației cu mama și terapie este în privind înăuntru. Ultima ta carte, nu? Penultima mea. Okay. Ultima, ajută-mă să nu dispar. Care e un roman. Privind înăuntru e o carte autobiografică. Și în momentul ăla ea a răspuns foarte, foarte bine. Mi-a spus că îi pare rău și mi-a spus că știe toate lucrurile astea și se bucură că am avut curajul și puterea să îi le spun. Și după aceea, la scurt, foarte scurt timp, am sunat-o și am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine în terapie și a spus că da, pentru că își dorește foarte mult să repare relația noastră și asta s-a întâmplat. Încet, încet, da, în primul rând a trebuit să topim gheața dintre noi, că noi nu avem o relație apropiată. Eu nu știam nici cum să iau pe mama în brațe. Nu știam... Mi-era greu să-i spun cuvinte frumoase pe care poate alți părinți și copii și le spun. Nu știam cum să fac asta. Era ceva complet nou. Și... Încet, încet am la început stângaci așa ca într-o da, să-i mai scriu că o iubesc, că îi mulțumesc, că am luat-o cu mine într-un turneu de lansări. Ce vârstă aveai atunci? 38, cred. Deci la 38 de ani ai reușit să ai 36, între 36 și 38 s-a întâmplat chestia asta. Ai reușit să ai o relație autentică. Da, atunci mi-am câștigat eu mama, da. Din momentul ăla pot să spun și ea pe tine. Da, da, deci pot să spun despre mine că din momentul ăla am o mamă exact așa cum mi-aș fi dorit. Și a fost foarte interesant pentru că eu uitându-mă din poziția asta de victimă și la mama, da, mie mi se părea că mama nu se bucură, că nu apreciază lucrurile pe care le fac eu, că nu știu, erau o grămadă de chestii pe care eu nu le vedeam acolo și după aceea am putut să văd și poate și ea a putut să-mi arate că a avut cui cât de mult mă apreciază, cât de mult mă iubește, cum mă poate ajuta, mama e cea mai mare fan al meu, mă citește, mă încurajează, îi spun absolut orice, eu cu mama nu aveam nicio fel, o sunam, vorbeam despre lucruri super superficiale și banale, despre copii. Acolo tot, mama nu știa, m-am aflat, de exemplu, că eu am divorțat la vreo 6-7 luni după, adică nu-i spuneam nimic despre mine real, era o relație de suprafața suprafeței. Ori acum e o relație super reală, super autentică, când am nevoie de încurajare, de orice, pe ea o sun și vorbesc cu ea. Și... Da, e foarte fain că la un moment dat noi nu mai putem să fim părinții copiilor noștri. Și atunci trebuie să fim prietenilor sau putem fi modelele lor. Cumva rămânem părinți. Sigur, rămânem părinți, dar relația, da, dinamica este numai astea, aceea părinte-copil. Ce ar trebui să fie una de... Nu mai sunt. Și, da, trebuie să fie de adult la adult. De la adult la adult. Da, sunt în poziție de părintele tău, dar de la adult la adult. Și poate să fie de prietenie, poate să fii model sau copilul tău poate să fie așa, ai o relație model pentru tine. În care, după ce copilul a crescut, îl tratezi ca pe un adult, nu ca pe un copil. Dacă îl infantilizezi... Iese rău pentru săra cu copii. Pentru mine e fascinantă discuția asta pe care o am cu tine, pentru că nu știu, chiar dacă vorbim despre povestea ta, eu cred că mulți regăsesc tiparele lor în ceea ce spui tu. Asta este magia împărtășirii lucrurilor cu adevărat importante, de fapt. Și de fapt cel mai mult învățăm din povești, nu din teorie neapărat, din da. Sfaturi prețioase. Vreau să mă mai opresc puțin la copilăria ta, dar plecând de la... Am văzut că tu dezvolți și vorbești foarte mult despre relația pe care s-o ai cu corpul, cu corpul tău. Corpul e turnestolul emoțiilor noastre. Când ne îndepărtăm noi de corpul nostru? Atunci când... emoțiile din corp sunt prea puternice pentru a fi suportate. Atunci când apare un eveniment traumatic. În toate cazurile de abuz sexual, în absolut toate cazurile de abuz sexual, există studii care arată și mi-aduc aminte că am fost, când am citit prima dată despre un studiu de felul ăsta și
cum descriau femeile respective că au ieșit din corp în momentul unui viol, m-am întors la un text pe care l-am scris și pe care l-am publicat niciodată despre cum am simțit eu în timpul propriului meu episod de felul ăsta și era sigur, cu alte cuvinte și na, dar povestea exact același lucru. Că există, în momentul în care treci prin asta, ce faci este să ieși din... E ca și cum fizic. Îți abandonezi corpul. Îți abandonezi corpul și te uiți la ce ți se întâmplă de undeva, de deasupra, ca să, nu ca să te amorțești. Da. Ori reintrarea în corp, ca să poți să începi să simți și să te vindeci, este un proces care durează. Nu poți pur și simplu într-o zi să reîncep după ce ți-ai înghețat partea asta, să o dezmorțești așa, just like that. Pentru că asta cu nu trebuie să treci neapărat prin episoade atât de extreme. Nu trebuie să treci, nu trebuie extreme. Să treci. Poți să treci prin episoade mai puțin intense, adverse, însă repetitive. Uite, de exemplu, în copilărie, dacă, nu știu, îți îngheață corpul în momentul când te ceartă părinții, că ai luat o notă mică, sau... Când se face body shaming, de exemplu, când ești bullied în niște, uh-huh, niște contexte care te fac să-ți fie rușine. Și nu mai simți nimic, da, efectiv. Și tu repeți episoadele astea, exact, ca ele sunt adult. Repetitive, exact, ca și nu știu, adversitatea asta apare în mod repetitiv. Când te ceartă șeful, de exemplu. Știu o grămadă de oameni care stau în continuare, stană de piatră în momentul în care vorbește șeful și ridică tonul. Pentru că este mecanismul de supraviețuire pe care l-am învățat în copilărie. Creierul nostru emoțional are câteva răspunsuri, iar cele mai cunoscute sunt cei 3F, da? Fight, flight și freeze, adică luptă, îngheață sau fugi. Iar, în general, creierul nostru emoțional ajunge să evalueze situațiile și nu totdeauna foarte corect, pentru că pentru el nu e mare diferență între a fi în pericol de moarte sau a fi certat de șef, dacă asta îi amintește corect de ceva care a fost foarte traumatizant când era în dezvoltare. Și pentru foarte mulți oameni, cel mai la îndemână mecanism de supraviețuire este freeze-ul, înghețul. Și de asta intrăm în acest îngheț al corpului atunci când ne simțim în pericol. Care, de ce nu-i sănătos? Păi nu-i sănătos pentru că nu-ți mai permite să simți. Și treci prin viață fără să simți mare. Și înghețul ăsta al corpului, acum am dat un exemplu de la job, da, conectează de emoțiile se poate întâmpla într-un cuplu, majorii, sunt exact o grămadă de femei care trec prin, prin și asta. E foarte interesant că eu totdeauna le povestesc cu oamenii cu care lucrez că unul dintre scopurile principale și al grupurilor în care lucrăm și așa este alfabetizarea emoțională. Deci majoritatea adulților sunt analfabeți emoționali. Sunt oameni care nu-și permit să simtă și nu știu ce simt. Când îi... Adică noi cumva avem răspunsuri sau reacții din cap, tipare, da, ale, da, ale minții. Și când te întreabă cineva cum te simți, de cele mai multe ori răspunzi cu ceea ce gândești. Ce faci ce bine? Ce începi în cap. Bine, dincolo de acel ce faci bine. Nu, da, să de exemplu... să-ți identifici emoțiile. Știi? Să le simți în corp. Și după aceea să le și numești, e deja un pas extraordinar spre reconectarea cu sine. Hai să luăm un exemplu din viață. Știi, oamenii care nu se bucură atunci când primesc cadouri, nu pentru că nu simt recunoștință, nu știu să-și exprime bucuria. Pentru că, la un moment dat în viața lor, ceva s-a întâmplat și nu le-a mai permis să... Nu și-au mai permis ei. A fost mecanismul de care s-au folosit ca să poată să treacă mai departe prin lucrurile alea. Cum lucrezi tu pentru reconectarea cu propriul corp? Păi uite, în grupuri avem aproape 2 zile când facem retreat-urile și avem o săptămână de lucru, 10 zile când mergem mai departe. Avem, în primul rând, în fiecare zi și la fiecare workshop, identificăm tot timpul emoțiile, întoarcem în corp și vedem ce simțim acolo și venim cu roata emoțiilor, le arătăm oamenilor că nu știu să ne spună cum se simt și
după ce pleacă, asta e foarte interesant, că avem grupuri de WhatsApp cu care lucrăm și ei zic, acum mă simt, acum mă simt. Și încep să-și recunoască emoțiile și să fie în contact cu ele. Deci este un fel de abecedar emoțional, exact, alfabetizare. După care avem workshop-uri care lucrează pe relația cu corp. Meditații care ne întorc la corp. Workshop-uri care lucrează pe să-ți simți corpul și să vezi ce-ți transmite. Poate sunt oameni care pentru prima dată în viața lor își ascultă corpul. Și ascultă ce le transmite corpul. Lucruri la care nu au fost niciodată atenți. Avem workshop-uri senzoriale de mindfulness în care se lucrează cu partea senzorială, cu toate simțurile noastre și sunt oameni care spun că ei nu știau că mâncarea are gustul ăla sau cum se simte, nu știau că cât de important e simțul tactil pentru ei. Pas cu pas, în felul ăsta lucrăm. Da, acasă, nu știu, ca temă de casă, ce le-ai da celor care se uită de făcut? Pentru de reconectat cu corpul, da. Păi, unul dintre exercițiile foarte, foarte simple și foarte importante și care sunt supra-validate științific este exercițiul ăla simplu de intrare în contact cu respirația noastră, conștient. Da, forma cea mai simplă de meditație, în care îți golești mintea de gânduri și doar stai în corp, îți observi corpul și respiri. Dacă reușim să facem asta, identificând ce trece în momentul ăla prin noi, cum se simt organele noastre, cum se simt membrele noastre, ce emoții trec prin noi în momentul ăla. E un exercițiu foarte simplu de alfabetizare emoțională și de întoarcere cumva la corpul nostru. Corpul, cum ziceam, e turnestoul emoțiilor și psihicului nostru. Când ne doare ceva, când avem disconfort, când simțim anumite emoții, el în corp se simt. Apare gheara în stomac, în piept. Fluturi în stomac. Da, apare disconfortul la nivelul membrelor, mușchii. Dacă am stat să ne gândim, oare ce vrea corpul ăsta să-mi transmită de fiecare dată când e în disconfort? De principiu începem să ne prindem ce ne transmită. Noi ne-am învățat să nu-i acordăm atenție. Dacă suntem deconectați de corpul nostru, ăla poate să urle. Uneori ajunge să facă hei, hei, hei și doar când te pune la pământ și te duce în spital sau așa, te întorci să vezi, ok, stai un pic, de asta ce voia să-mi zică, eu ce trebuie să fac? Petronela, ai folosit de foarte multe ori și folosești în discursurile tale cuvântul ăsta autentic. Și cred că e un cuvânt foarte valoros. Lumea, în general, împarte totul între bine și rău. Noi suntem învățați să fim oameni buni. Deși eminamente n-ai cum să fii doar bun. Și cumva, apropo de tipare și de matricele societății, da? Fii om bun, fă bine și așa mai departe. Dar nu cumva ne îndepărtăm de noi fiind doar buni sau gândind doar în bine, rău, societatea și toată viața noastră? Adică de ce e mai important să fii autentic decât bun? Sau rău, sau frumos? Acum, eu nu gândesc oricum în maniera asta maniheistă, alb, negru, bine, rău. Mie mi se pare că toți avem din toate și că suntem un amestec și o încrengătură de toate astea și până la urmă e foarte important ce hrănim în noi. Ce hrănim în noi, aia va crește și e important să hrănești partea bună din tine. E povestea cu lupul binelui și lupul răului care locuiește în fiecare dintre noi și care e ăla mai puternic, ăla pe care îl hrănești de principiu. Dar toți avem în noi toate aceste aspecte. Că unii dintre noi le manifestăm pentru că n-am avut ocazia, dar asta ar putea să ne surprindem în anumite și studiile ne arată chestia asta. Cum oamenii considerați buni se pot transforma în oameni răi în niște condiții. Însă povestea asta cu autenticitatea cred că trebuie văzută dintr-o perspectivă sănătoasă, zic eu. Adică dacă a fi autentic este interpretat ca eu ăsta sunt și aia e,
I-am da? Așa cum sunt. Am așa cum sunt, dar asta implică poate și niște aspecte de abuzive, niște aspecte care nu sunt tocmai sănătoase, sunt toxice pentru ceilalți. Nu i-aș spune tocmai autenticitate, adică e un paravan sub care se pot ascunde comportamente nesănătoase. Când vorbesc despre autenticitate, eu mă gândesc mai ales la vulnerabilitate. Pentru că mie mi se pare că este acel ingredient care permite oamenilor să se conecteze cu adevărat unii la ceilalți, să se regăsească, să se oglindească și să devină cumva mai puternic și separat și împreună. Noi am fost crescuți crezând că a fi vulnerabil te face slab, te face țintă pentru ceilalți, te face indezirabil, inacceptabil. Ori și propria mea experiență, dar și experiența și ca client, dar și ca acum ca psiholog, mi arată că de fapt vulnerabilitatea este o cea mare putere pe care o avem. Puterea care face oamenii să se conecteze și la tine și între ei. Poți să-mi dai un exemplu din povestea ta legată de puterea vulnerabilității? De exemplu, că vorbeam despre blogurile mele anonime și așa, și despre, la un moment dat am început să spun despre faptul că unul dintre lucrurile care pe mine m-a ajutat să merg înainte și să găsesc bucuria de a trăi este faptul că am găsit un sens. Iar unul dintre aceste sensuri este faptul că, dându-mi voie să fiu vulnerabilă și vorbind despre lucruri despre care nimeni nu vorbește, în jurul meu, în loc să fiu ucisă cu pietre și bombardată cu ouă stricate, au venit o grămadă de oameni cu iubire, cu înțelegere, cu acceptare, și asta face vulnerabilitatea. Permite oamenilor să se apropie de tine în mod real. Uh-huh. Nu de tine cel pe care îl proiectezi în exterior prin poveștile pe care spui despre tine, ci alea țesute inventate, ci spunând pe bune povestea ta reală. Aia cu multă durere, aia cu multă traumă, aia cu... Pentru mine a fost absolut fantastic când am descoperit că să-mi dau voie să fiu vulnerabilă, să nu mă mai ascund sub anonimat sub, și să fiu eu cine sunt cu adevărat, cu toate durerile și problemele și defectele, și că sunt un om la fel ca toți ceilalți, poate mai lovit decât alții și mai puțin lovit decât unii, m-a apropiat de oameni, nu m-a îndepărtat. De mulți oameni, de oameni pe care nici măcar nu-i cunosc. Și asta a făcut cumva să-mi dea putere și să merg mai departe și să cumva să-mi asum treaba asta în mod plenar. Acum că mă refeream la bunătate, vorbeam și despre poveștile acelor femei care în cupluri se sacrifică și tot ceea ce știu ele este să fie bune, să servească, să fie, mă, n-aș folosi termenul de sclavie, dar... Sacrificiu, este clar. De sacrificiu. Da. Dar a fi bun cumva până la sacrificiu înseamnă a fi foarte departe de autentic. Aia nu este de fapt bunătate. Nici măcar filantropia nu este bunătate 100%. Când te uiți la ce te aduce ție și de ce faci lucrurile, îți dai seama că este totdeauna, în tot ce facem, o componentă egoistă. Și că totul se întoarce cumva spre noi. Și apropo de bunătatea aia, când o desfaci și sacrificiul, ce vezi în spatele lor? De principiu, un tipar pe care de multe ori l-ai moștenit transgenerațional. Da? Că și străbunica ta, și bunica ta, și mama ta au făcut același lucru, iar tu și din dorința de a nu le trăda, din această fidelitate inconștientă pe care o ducem toți cu noi față de părinții noștri, ajungem să le trăim cumva viețile, ca nu cumva să le trădăm până la urmă. Deci, în spatele acestei bunătăți de tip sacrificiu este de multe ori un tipar și transgerațional. De alte ori este lașitate, lipsa curajului de a schimba ceva și de a-ți lua viața în propriile mâini și de a
Pentru că e lucru pe care îl știi cel mai bine. Exact, frică. E lucru pe care îl știi cel mai bine. Oricât de rău ți-ar face, îți face bine pentru că e familiar. Și confortul pe care îl simți dat de acest familiar. Nu știi să te descurci. Așa, așa ai apucat, așa faci, nu știi altfel. Și nu ești dispus să depui efortul pentru a schimba lucrurile astea. De principiu, cam acolo. Asta se ascunde în spatele acestei bunătăți. Care sunt cele mai... În mod real și sincer. E clar, e foarte multă frică în bunătatea asta dusă la, la sacrificiu sinelui. Dar care sunt cele mai mari frici pe care le întâlnești lucrând cu comunitatea ta? Păi sunt... Frica de intimitate e una foarte importantă, da? Și frica de intimitate vine în general din multă rană și incapacitatea de a-ți da voie să fii vulnerabil, din nevoia de a controla lucrurile și de da? Frica de intimitate. E frica de moarte și de multe ori el îmi spune asta și dacă te uiți la comportamentele oamenilor și s-a văzut în pandemie, slavă Domnului, se vede în continuare, trebuie doar să ai codurile să citești. Este de foarte multe ori baza altor frici, dacă te duci din, încep să le cauți ce în spatele fricelea, așa, e frica de moarte. Frica de moarte e baza multor alte frici. Multor frici acolo. Frica de moarte, de frica de a nu conta, de a nu fi acceptat, de a nu lăsa nicio urmă pe pământul ăsta, inclusiv faptul că facem copii fără să ne fie foarte clar de ce îi facem. Vine la pachet cu un pic de frică. Și toate fricile astea conduc o grămadă de vieți trăite fără să trăiască, ci după niște tipare. Frica de a nu fi iubit și acceptat și înțeles exact așa cum suntem. E o frică aproape universală. Fiindcă n-am trăit în relații cu părinții noștri, nu, că apropo de ce ziceai tu, citatul lui Helen Hunt, că din păcate n-am venit pe lume în niște familii de oameni care să aibă educația emoțională și să fie ei suficient de echilibrați și de bine încât să ne iubească de condiționat, așa cum... Și ne-au fost puse tot fel de condiții și a trebuit să performăm la școală sau să tăcem sau să... Ca să fim iubiți, fiecare dintre noi am dezvoltat diverse mecanisme de supraviețuire și atunci ne dorim asta foarte, foarte tare. Cea mai mare dorință a tuturor oamenilor este de a fi iubiți, dar așa cum sunt. Fără să mai trebuiască să performeze tot felul de acte care nu sunt neapărat cine sunt ei în scopul ăsta. Petronela, mi-aș dori tare mult, cred că e foarte important, e un drum lung, pentru că am pornit de la povestea asta a ta, de la fraza asta pe care ai scris-o tu, trăiam fiecare zi ca să mor, nu? Și toată călătoria asta a ta care te-a dus, de fapt, înăuntru tău, în aproape de sine. Eu cred că e foarte important pentru trezire să începem să ne punem fiecare dintre noi întrebări. Dacă ai putea să gândești un set de minim de întrebări pe care să ni le punem despre noi, fiecare despre noi, și să vedem unde suntem. Asta e o temă complicată. Poate că am să mă gândesc și am să scriu un articol pe tema asta. Cred că prima întrebare pe care trebuie să ne punem, da, din păcate, noi singuri nu prea ajungem, nici nu ne punem întrebările alea adevărate și grele și nici nu ajungem singuri la răspunsuri. De-aia e important să avem un ghid, de orice fel. În cazul meu a fost psihoterapia, pentru alți oameni poate să existe alte tipuri de, nu știu, de metode care li se potrivesc, nu toată lumea trebuie să meargă la psihoterapie, cum credeam, mai de mult. Sunt oameni care se descurcă și fără. Cine sunt eu cu adevărat? Dincolo de măștile pe care le... De ce mi-e frică cel mai tare? Ce-mi doresc cu adevărat? Pentru că s-ar putea să descoper că lucrurile pe care le trăiesc nu sunt dorințele mele, ci sunt proiecțiile pe care alții le-au pus
părinți, oameni din jur, societatea, ce-mi doresc cu adevărat, trăiesc viața pe care mi-aș dori eu. N-ar fi foarte fain să ne punem întrebările astea în fiecare zi, pentru că așa cum spuneai tu, procesul ăsta înseamnă să dai coajă. De cine își dorește să trăiască așa mie? Oamenii aleargă după plăceri, după ușor, după entertainment foarte mult. Noi avem în viețile noastre foarte mult entertainment care ne distrage de fapt atenția de la noi înșine și e foarte greu pentru oameni să stea cu ei. Ia-le telefoanele din mână și lasă-i singuri, inclusiv pe WC-ul, 10 minute și... Tu când ai stat ultima oară fără telefon și cât timp? Păi eu stau fără telefon. Gândește-te că atunci când mergem și lucrăm și... Da, eu stau fără telefon și eu fac exerciții cu mine. Eu, de exemplu, am mi-am impus la un moment dat, mi-am scos toate notificările. Mie, dacă îmi scriu oamenii și așa, mie nu mi-apare, pentru că observ la alții cât de distrași sunt. În secunda în care le apare o notificare, poți fi cu ei într-o discuție interesantă și așa, se oprești și încep să răspundă, nici măcar nu se deconectează complet de la... Deci tu hotărăști când citești mesaje. Chiar am o prietenă care îmi zice, frate, eu degeaba îți scriu că tu nu vezi. Păi, eu decid când. Intru odată de două ori pe zi, de trei ori pe zi și fac... task-ul să răspund mesajelor, să... deci, din punctul ăsta de vedere, și eu petrec acum, am și acest... mi-am făcut viața în așa fel încât petrec foarte mult timp plecată și în locuri foarte, foarte frumoase. Am văzut, organizez niște retreat-uri foarte, foarte faine, în munți, în delta. Da, și în afara țării. Și atunci, acolo ești mai degrabă predispusă. Te uiți la, pentru mine, conectarea cu natura și pentru mine a fost întotdeauna un lucru foarte important. Eu dacă n-aș fi avut livezile, câmpurile, lacurile din satul meu să mă ajute să fiu bine, și pentru mine a rămas acum, partea asta de conectare. Dacă vă uitați la conturile sociale ale Petronelei Rotar, o să vedeți că e foarte multă natură, e foarte mult cer, e foarte mult verde, e foarte multă mare, dacă nu mare, e un ocean sau un lac sau delta. Am o legătură extraordinar de strânsă cu natura și cred că noi n-am fost născuți ca să stăm prin blocuri și prin orașe. Departe de ea, da. Și atunci eu mă întorc tot timpul la ea, pentru mine e o sursă și o resursă extraordinară și de energie și încerc cumva să împart asta cu alți oameni. Deci pe tine mai degrabă te fură peisajul decât să te fure mesajul. Da, și asta cu mesajele, ți-am zis, nu, la mine chiar am... Tu hotărăști. Da, și am doar, de la copii, de la de-astea WhatsApp, când primesc de la prieteni sau din unde chiar e important și așa, dar altfel nu. Bine, Facebook, Instagram sau toate lucrurile astea nu ajung la mine, nu am nicio fel de notificare activată, nu pot fi disturbată în felul ăsta. Dar ce te preocupă? A fost o decizie conștientă pe care am luat-o, pentru că mă observam și pe mine că mă fură și că, fără să-mi dau seama, e un stimul care imediat intră și... Dar asta nu înseamnă că cu WhatsApp-ul, de exemplu, nu mi se întâmplă și mie să, dacă îmi scrie fiimea sau cineva important, să nu fac și eu asta, îmi dau seama, fac. Adică nu încerc să mă dau sfântă. Nu chem oameni perfecți la podcast, adică îmi dau seama. Ce te preocupă acum, în perioada asta de dezvoltare a ta? Păi, în momentul ăsta mă preocupă să... îmi perfecționez cumva și să fac partea asta de retreat-uri și de dezvoltare personală, cumva lucrez să fie tot mai bune și pentru mine e foarte important feedback-ul clienților cu care lucrez și e așa după fiecare retreat. Noi avem un formular de feedback foarte aplicat așa pe care îl dăm oamenilor și mă uit și văd acolo ce putem îmbunătăți, ce a plăcut foarte tare. Adică ai sentimentul ăsta că poți schimba vieți sau contribui la schimbarea lor? Aș fi foarte arogant din partea mea să cred că pot schimba vieți. Deși dacă mă uit la mesajele pe care le primesc, oamenii îmi spun asta. Dar mie mi se pare, întotdeauna le spun că ei singuri și-au făcut asta. Eu am fost un input, un stimul, poate un model pentru unii, dar nu am făcut eu nimic. Ei fac. Și trebuie să-și vadă efortul ăsta, să-și fie recunoscători
și să cumva să conștientizeze faptul că a fost efortul lor. Nu, eu sunt așa unealtă, exact. Dar asta simt, că pot și că îmi doresc foarte mult să fac parte din procesul ăsta și să ajut cu ce pot eu, pentru că văd cât de mult poate să se schimbe viața unui om, am văzut pe propria mea piele și o văd și pe altora și să eu îmi doresc așa, ideal, dacă aș fi dictator, aș introduce educație emoțională din școli, din grădinițe și aș pune peste tot psihologi buni care să lucreze cu oamenii, să-i ajute să-și depășească problemele și să fie mai conștienți. Aș împrăștia vulnerabilitatea așa peste toată lumea și în așa fel încât să ne putem conecta autentic unii la alții. Și vreau să fac parte din cumva acolo în pula mea mică, puțină, că eu nu... Câți oameni pot eu să ating într-un fel sau altul, să fac parte din asta, să ajut la asta. Eu cred că ești mai mult decât o unealtă, cred că ești o voce și și prin tine lucrurile se schimbă. Eu sunt convins că trăim o perioadă în care noi nu ne dăm seama cât de mult evoluăm ca societate, inclusiv societatea românească. Adică așa, faptul că... Au fost făcute niște studii longitudinale pe partea asta, inclusiv de cum e privită terapia, cum era acum 10 ani, în mediile urbane și mari și mici. Și s-au schimbat foarte mult niște lucruri și una dintre concluzii a fost foarte interesantă, a fost că femeile sunt motorul acestor schimbări. Nu mai comentez nimic. Dar, uite, de exemplu, acum la finalul lunii, Mind Architect lansează neuroștiința la clasă, adică da, neuroștiința predată în școală, cursuri pentru profesori. Absolut minunat. Și cred că o să trăim nu în foarte mult timp și momentul ăla în care educația emoțională să fie materie obligatorie, dar o materie... important să fie obligatorie în sensul, nu obligatorie în sensul în care să fie forțați, da, oamenii să, exact, facă, nu cu forța, ci să fie acolo, să facă parte din curriculum, exact, să fie pe masă, la vedere pentru toată lumea. Ce citește acum și la ce scrie acum? Citesc, mai am foarte puțin și termin o carte cu care mi-am bătut la cap comunitatea de pe social media, o carte despre neuroștiința somnului care se numește Despre somn, al lui Matthew Walker, pe care o aveam de ceva vreme pe listă, dar o citesc întorcându-mă și făcând notițe și scriind despre ea, pentru că e o carte foarte complexă din punct de vedere al cunoștințelor. Și te-a schimbat în vreun fel? Ți-a schimbat obiceiurile? Eu din fericire sau din nefericire, pentru că a venit la pachet cu faptul că am avut niște burnout-uri și probleme cu somnul și insomnii și am ajuns în epuizare și am fost obligată să adopt niște moduri sănătoase și eu nu pot funcționa dacă nu dorm 8 ore pe noapte. Și atunci, dar acum am și înțeles de ce. Pentru că cartea asta explică tot ce n-am știut vreodată despre somn. Noi ca omenire, eu personal și mulți alții ca noi. Vine și ne spune, de fapt, că somnul este fundamentul sănătății noastre. Și m-a ajutat să-mi înțeleg inclusiv această nevoie de somn de 8 ore, pe care uneori mă gândeam că o exagerez, că poate, uite, alți oameni se trezesc mai devreme și glorificam acest... Și apropo de tipare, societatea ne face să ne simțim vinovați. Aoleu, ai dormit 8 ore. Da, nu, trebuie să dormim 8 ore dacă vrem să fim sănătoși. Ai o viață și pe aia ți-o dormi, știi? Da, să nu facem Alzheimer și... Da, cred, aici va fi foarte greu de... Și în general s-a văzut că întotdeauna când a venit o informație nouă științifică să combată un mit din ăsta foarte bine inoculat în mentalul colectiv, a durat foarte mult. Și unii oameni încă n-au... Nici astăzi nu sunt updatați pe partea asta. Dar eu sper că... importanța somnului și de asta tot vorbesc despre ea, scriu, pun citate și sper ca tot mai mulți oameni să o citească și să cumva să-și readapteze obiceiurile de somn și să înțeleagă cât de important e somnul. Iar de scris scriu doar, nu știu, m-am mai scris, foarte interesant a fost pentru mine că am reînceput după foarte multă vreme să mai scriu din când în când un poem și am foarte interesant că la un moment dat am trecut de la
poezie la proză și am rămas în zona asta. Foarte rar s-a întâmplat să mai vină să scriu poezie. Acum am avut... Tu ai început scriind poezie. Am început scriind poezie, am scris poezie multă vreme. Există o grămadă de poezie și în proza mea, cred eu. Dar chiar am scris acum niște poeme. Și cumva planul meu este când mă întorc, o să am acum două retreat-uri în luna octombrie și când o să mă întorc peste iarnă, așa îmi doresc să mă pun așa mai pe scris. Serios, așa mai așezat pe scris, fiindcă n-am mai scris de 2 ani și ceva. Ceva, bine, eu scriu tot timpul. Scriu tot felul, gânduri, scriu, na, cine mă urmărește, că eu mă disesc că oamenii zic că nu mai scrie texte lungi, că nimeni nu citește. Ba da, oamenii citesc, dacă eu scriu texte lungi. Deci, și... Vrei să scriu un roman sau... Nu mi-e foarte clar, mă. Am în cap o carte la, și încă nu știu ce formă o să-i dau și cum o să-i dau. În general, eu nu forțez treaba asta. Toate cărțile pe care le-am scris au venit ele când au vrut, au bătut la ușă și au zis aici sunt și o să văd ce o să iasă, dar planul meu este în iarna asta să mă așez cumva mai, mai serios așa și să văd un pic ce este, că știi cum e, cărțile au viață proprie, foarte interesant și trebuie să le respecti și ritmul și felul în care vin. Cărți pe care am crezut că o să le scriu într-un anume fel sau scris complet diferit. Am fost prea ocupată, iar mintea mea e foarte interesant cum compartimentează, pentru că atunci când sunt foarte ocupată, am avut examene, licența, după care am avut foarte mult de lucru cu, pe partea asta de grupuri. Am făcut și atunci nu am timp, eu nu stau. Uneori mă distrez că oamenii cred că sunt în vacanță. Dacă sunt în locuri frumoase, oamenii asociază și pentru majoritatea oamenilor muncă exact e egal chin și efort foarte mare. Sigur, e efort, chiar e efort să lucrezi cu oamenii. E una dintre cele mai obositoare, dar așa și recompensatoare din punctul meu de vedere lucruri pe care le poți face. Dar eu nu sunt în vacanță, muncesc. Chiar dacă sunt în locuri frumoase. Și am nevoie toată energia și mentală și fizică pentru asta. Și am observat o chestie, că de obicei după ce termin cât un proiect din ăsta și se face spațiu mental și am acolo liniște și așa, pac, apare... Ideea. Vine cu totul. Deci nu ideea, vine, încep să scriu un cap și nu mai dă pace, trebuie să... Și atunci permit. Uneori, și în perioada asta m-am întrebat, știi? E foarte interesant că, deși ți-a întâmplat asta de mai multe ori, dacă m-ai întrebat care e frica mea cea mai mare... este că într-o zi nu o să mai pot scrie. Și între cărți, întotdeauna apare frica asta. Și acum stau și mă întreb, și dacă aia a fost ultima carte pe care am scris-o, dacă nu o să mai pot scrie niciodată ceva cap-coadă care să fie, pe care să-l consider o suficient de bun pentru a fi publicat. Dar asta s-a întâmplat între toate cărțile mele. Până vine, sau o să beneficieze Petronela de spațiul ăla care să îi ofere ideea sau următoarea carte, puteți să consumați, nu știu, Orbi se mai găsește? Toate se mai găsesc. Toate se mai găsesc, privind înăuntru și toate celelalte toate cărțile. Cărțile tale. Îți mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta. Eu o consider foarte valoroasă și cred că sunt atât de multe subiecte că fiecare dintre ele ar putea fi dezvoltat într-un alt episod de podcast. Chiar sunt recunoscător că ți-ai oferit timpul și sufletul, pentru că e multă energie să vorbești despre povestea asta a ta. Trebuie să dai multă energie. Îți mulțumesc tare mult, Petronela. Sper să fii inspirat, să fii mișcat, dar sunt convins că așa a fost. Oameni care s-au uitat sau au auzit, au ascultat podcastul ăsta. Și eu îți mulțumesc, Mihai, sunt chiar la fel de recunoscătoare și onorată că m-ai invitat. Pe data viitoare. Sper să mai accept să vii. Mare drag, mi-a făcut... Eu mai am subiecte de mare plăcere de discutat cu tine. Iar pe final vreau să citesc din manifestul acestei cărți scrise de Dr. Șefali și să și dăruiesc cartea asta, care abia ce a apărut. Mie mi se pare că e una dintre cele mai puternice cărți pe care le-am citit anul ăsta. Chiar dacă e scrisă de o femeie pentru femei, eu recomand și bărbaților, pentru că încă trăim într-o societate care
așa cum spuneam, e plină de toxicitate masculină. De societatea asta patriarhală. Și scrie dr. Șefali în manifestul acestei cărți: vine o vreme în viața fiecărei femei când în sfârșit se eliberează de dependențele copilărești pe care le are față de ceilalți, când îndrăznește să-și rescrie manifestul de a trăi pentru ea însăși, unul care spune: mă eliberez de neputință și de frică, divorțez de servitudine și de pasivitate, renunț la lipsa de autenticitate și la încălceală, încetez să mă fac că sunt altfel. Mult din povestea Petronelei Rotar am regăsit aici. Asta e cartea mea cu notițele mele, dar mai am un exemplar pe care... Iată, aș vrea să ți-l dau ție. Mulțumesc din suflet. Eu am citit-o și în engleză asta primăvară, dar o femeie foarte frumoasă, da, născută în India. Mulțumesc mult de tot, Petronela. Și eu mulțumesc tare. A fost fain și simplu, ne ajută tare mult comentariile pentru algoritmul YouTube-ului, comentariile, nu neapărat like-urile, dar cel mai mult cred că ne ajută să ne ascultăm unii pe ceilalți, așa că dați play mai mult de 30 de secunde acestui clip. Mulțumim mult de tot!